Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre vaccinarea la chiuvetă, probabil că nu vom ști niciodată de fapt cât de extins e acest fenomen, dar cred că numărul de cazuri e semnificativ mai mare decât descoperă autoritățile, statistic, cred. Ieri se mai făceau, de exemplu, percheziții în câteva localități din Ilfov, Giurgiu și Buzău și mai multe persoane au fost ridicate și duse la audiere. Asta este doar ultimul caz dintr-o listă care e, din păcate, în creștere permanentă. De asemenea, săptămâna asta au fost pronunțate și primele condamnări în cazul certificatelor de vaccinare falsificate din Vama Petea. Știți scandalul la sfârșitul anului trecut? Acolo probabil că peste 3500 de persoane au plătit câte 250-300 de euro pentru un document neadevărat. Ce afacere? Da, deocamdată au primit condamnări cu suspendare două persoane care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. În astfel de situații, judecătorii, mă rog, procurorii și victima negociază. E un mod de a termina procesul mai repede. Unul dintre aceștia, dintre cei care și-au recunoscut vinovăția, este un patron de la o pizzerie din satul mare, care acționa ca furnizor de clienți, racolator. Furnizor de clienți pentru asistenta de la centrul de vaccinare care falsifica certificatele. Și povestea are tâlcul ei, pentru că în acest context în care știința se luptă cu superstiția, merită să înțelegem și cum funcționează superstițiile. Deci cum a început totul? Administratorul pizzeriei l-a descris polițiștilor. El a intrat în această rețea, spune, dintr-o întâmplare. Se afla pe terasa pizzeriei sale când a auzit o clientă discutând cu o persoană. Citez, spunea că îi poate face rost de adeverință de vaccinare fără a-i se administra doza de vaccin. Și a mintit bărbatul. Citat de G4 Media. Și a abordat-o pe clientă. Iar aceasta s-a prezentat ca fiind asistentă medicală la centrul de vaccinare Petea, după care i-a spus că în schimb 150 de euro poate obține certificate de vaccinare. Și omul cu pizzeria, patronul, s-a oferit să raculeze el clienții. Așa că cei doi s-au înțeles, se împartă tariful pentru vaccinarea fictivă astfel, 150 de euro asistentă medicală, 100 de euro proprietarul pizzeriei. Și acum, cum facem de obicei în situații de Republica Fantastică România, vă rog să vă imaginați momentul, interacțiunea și comportamentul infracțional al acestor oameni și să vă gândiți la voi înși vă, dacă cum ați fi reacționat dumneavoastră, că ăsta este un test de o hârtie de turnesol pentru moralitatea și integritatea fiecăruia. Deci, asistenta are gura mare pe terasă, patronul aude și propune să încalce legea împreună. Aia zice că da, desigur. Deci, practic, auzi pe cineva vorbind într-o cărciumă, ești la o pizza, nu știu ce, și lângă o auzi pe una care zice, bă, mă pregătesc să dau o spargere. Ce faci? Te duci să fii și tu părtaș la infracțiune? Adică auzi pe cineva care, bă, mă pregătesc să fur ceva, să fac o nasoleală, să fac ceva nasol. Și tu zici, bă, ce idee bună. Auziți, v-am auzit vorbind. Mă bag și eu să furăm împreună? Știi? Mi se pare uluitor cum gândesc oamenii ăștia. Nu reușesc să o imaginez. În cel mai, cum să spun, în cel mai rău caz, te faci că plouă și pleci. Dar nu simți că ai o responsabilitate morală, că ai auzit plănuirea unei infracțiuni și nu faci nimic ca să te opui? Nu e datoria ta de cetățean? Unii oameni sunt făcuți pentru anumite lucruri, așa cum sunt făcuți unii oameni pentru business, pentru habar n-am eu, știi? Da, așa sunt făcuți unii să facă bani ușor, la modul ăsta. Bun. Oricum, furnizorul de clienți, deci pizzerul, cum ar veni, patronul de pizzerie, el era foarte organizat. Au descoperit după aceea procurorii. La percheziție au găsit agenda acestuia, unde erau trecuți frumos în tabele, avea tabel ordonat, toți cei care cumpăraseră certificate false. Și sumele erau consemnate în coloane, iar pe alte coloane erau și cotele părți pentru fiecare. Banii de împărțit, cum ar veni, ca să nu fie discuții... Deci avea contabilitate la proces. Practic. Da. Și acum trebuie să te pui și în pielea ăluia care cumpără certificate false. Și asta este o încălcare a legii. Deci încalci legea. Și ei sunt sub anchetă penală. Deci, cum când încalci legea, te duci și îți vinde unul ceva și știi că încalci legea. Cum ai încredere în el? Că nu-l cunoști. E prima dată când îl vezi, la o pizzerie, înțelegi? Am o rețea. Hai să încălcăm legea împreună, vrei? Da, facem treabă. Ia banii, nu știu ce, gata frate, am încălcat legea, suntem infractori acum, ce tare, hai papa, nu ne mai vedem niciodată. Cum faci asta? Ce încredere ai că ăla, vorba aia, nu are agendă cu totul, cu nume, cu șpăgi, cu tot organizat? Și vin procurorii și te iau ca din moală. Înțelegi? Nu te mai gândești la momentul capul următor. Capul tău, bă, băiatule, adică totuși cum te gândești, cum nu raționezi niciun pic când te bagi într-un rahat ca ăsta? Trăiește clipa, Vlad. Da. Și asta e. Deci, frate, deci comunitatea științifică globală, autoritățile,
oamenii de știință recomandă vaccinarea. Știi, vaccinurile funcționează cu efecte adverse minimale. Sunt 4 miliarde de oameni vaccinați în lume. Vaccinurile astea reprezintă rezultatul unui efort științific formidabil. E istoric. E un moment realmente istoric, cu adevărat istoric. E o probă, e practic o probă a gradului de civilizație la care a ajuns umanitatea. Pentru prima dată în istorie, reacția profilactică la o pandemie este atât de rapidă. Umanitatea s-a confruntat cu microbi, virusuri, epidemii, pandemii care au ucis milioane și milioane de oameni în toată istoria ei. Și întotdeauna s-a zis cum s-ar putea apăra. Și din antichitate încoace, singura metodă de apărare imaginată a fost carantina. Carantină vine de la cele 40 de zile în care marinarii erau puși să stea pe vase când veneau din țări îndepărtate, nevul mediu. Da? Carantina, măștile, distanța, izolarea, cam asta a fost tot. Și plus alte chestii, încercau fumigații, dădeau cu fum, miroseau oțet, omorau pisicile. Marea epidemie de ciumă neagră a fost, culmea, foarte probabil accelerată și amplificată de o superstiție inițiată de unul dintre papii vremurilor, care spunea că pisicile sunt diavolul reîncarnat și atunci ar trebui omorâte. Și rezultatul a fost că un număr uriaș de pisici au fost ucise că erau diavoli, ceea ce a permis înmulțirea șobolanilor, care transmiteau ciuma. Asta vorbind de superstiții. De ce, în sfârșit, planeta a ajuns la un grad de civilizație în care extrem de rapid, în 2 ani, reușește să inventeze un an, reușește să producă o reacție medicală efectivă împotriva pandemiei. Și Gogo Anonimu, care a auzit el de pe Facebook, a zis un popă că îți cresc solzi dacă te vaccinezi. Zice, mamă, îți cresc solzi. Păi nu ne mai vaccinăm, mă, dacă a zis popa. Înțelegi? Și de la o mahalagioică politică aia a zis că rămâi steril 3 generații. Mamă, deci eu nu o să pot să fac copii și nici copiii mei nu o să poată să facă copii și deci nici nepoții nu o să poată să facă copii. Nu pot să accept așa ceva. E foarte nasol. Deci, practic, de acum înainte, 3 generații, nici eu, nici copii, nici nepoții, nu o să putem să mai facem copii. Eu cred că vorbește de reîncarnare aici, că altfel n-are cum. Da. Deci asta e. Gogu Anonimu a decis că în acest fel el a devenit mai deștept decât întreaga comunitate științifică, medicală, globală, a identificat conspirația mondială. Oamenii nu se prind. Bă, dar sunt câțiva care știu. Foarte deștepți. Aia care s-au prins cu solzii, aia cu 3 generații, ăștia sunt oameni deștepți. Nu credem medicii care au făcut 10 de ani de școală, nu credem cercetătorii științifici. Vorba acelei meme, tu dai foaia albă, tu dai foaia albă la chimie, la extemporal, dar acum înțelegi cum este construit vaccinul. Bun. Deci Gogo Anonimu a găsit, că a identificat conspirația mondială și a găsit calea să păcălească guvernul mondial. Și pe Bill Gates. Adică două entități odată, practic cumpără un certificat de vaccinare fals de la un patron de pizzerie din satul mare. Și cu asta, știi, a dat lovitura. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.